550 de metri pătrați de gheață artificială vor acoperi de la 1 decembrie o parte din platoul Dacia. Pe patinoarul mobil comandat de municipalitate vor putea patina gratuit toți buzoienii, indiferent de vârstă. Mai mult, elevii vor primi și patine, tot cu titlul de gratuitate. Terenul special amenajat pentru patinaj va fi deschis până la 1 februarie. Patinoarul va fi deschis publicului larg, gratuit pentru toți buzoienii, și va fi amplasat în piața Dacia până în jurul datei de 1 februarie, pe toată durata vacanței copiilor, iar accesul, așa cum spuneam, va fi gratuit. Proprietarul a pus la dispoziție și 50 de perechi de patine care vor fi oferite buzoienilor. Încercăm astfel să oferim o atracție pentru copii, dar de ce nu și pentru adulți. Patinoarul mobil va face parte dintr-un ansamblu hibernal amenajat în premieră de primărie. Suprafața de gheață va fi înconjurată de un târg de Crăciun, unde comercianții vor vinde produse tradiționale specifice perioadei sărbătorilor. În apropierea Palatului Comunal va fi construită o scenă, în fiecare zi fiind programate spectacole. El se va deschide de 1 decembrie, odată cu inaugurarea târgului de Crăciun. Este de fapt o componentă a ceea ce vrem să realizăm în acest an în piața Dacia, în sensul că vom avea căsuța lui Moș Crăciun, o serie de căsuțe unde vor fi produse tradiționale, produse artizanale, produse de sezon pentru sărbătorile de iarnă, și totodată în fața Palatului Comunal va fi amplasată o scenă unde vor fi zilnic spectacole, atât cu artiști consacrați, cât și cu artiști ai Centrului Cultural Alexandru Marghinoman sau ai Centrului Județean de Creație și nu în ultimul rând cei ai elevii Liceului de Artă. Buzoienii sunt încântați de inițiativa municipalității, mai ales că accesul pe gheață va fi gratuit. Ce vă duce, ce faceți aici? O să fie gratuit pentru copii. Pentru tineri, nu? Da. Cât e? A, gratuit? Gratuit. Da, e frumos pentru copiii ăștia. E o plăcere. Des pe aici și poate o să vizitez. Totul va fi gratuit. Da? Da. Super. Ar fi mai bine întrucât dacă ăsta de la ieșire de buzon nu ne dă voie, măcar ăsta să ne permită acest tot cu bilet. Obișnuiai să vii la patinoar? De fiecare dată. Da, sunt de acord, mi se pare frumos. Patinoarul va fi amplasat în zona chioșcurilor cu cărți și va putea primi pe gheață 200 de persoane simultan.